Aș dori să spun că această sărbătoare mare nu a început la Betleem. Cine știe unde a fost sărbătorit pentru prima dată nașterea Mântuitorului? Unde a fost sărbătorită? Cine știe? Pune acolo Genesa 3 cu 15 și imediat aflăm. Da. Ia vedeți ce scrie acolo. Acolo pentru prima dată s-a sărbătorit. Iisus nu s-a născut la Betleem, s-a întrupat la Betleem. Dar zilele lui se urcă până în zilele veșniciei și prin el noi am fost uniți cu cerul. De aceea cântarea îngerilor cuprinde ambele elemente, slavă lui Dumnezeu în cerul și pe pământ între oamenii bineplăcuți lui, pace. Te rugăm, Tată din ceruri, să ne conduci în înțelegerea acestui cuvânt, Doamne, dar nu doar, ci în trăirea Lui. Îți mulțumim. Amin. Să luăm loc. Așadar, iubiții mei, fiecare sărbătorire a întrupării Mântuitorului nostru pe pământ nu este un spectacol, așa cum ni s-a spus foarte frumos astăzi, ci este o reînnoire, o creștere a înțelegerii noastre asupra acestui lucru. Trebuie să ne întoarcem astăzi acasă cu o imagine mult mai înaltă și mai adâncă decât aceea cu care am venit aici. Acesta este scopul întâlnirii noastre. Deci noi toți am înțeles că această sărbătoare mare a Mântuitorului nostru, pentru prima dată s-a ținut acolo, la poarta Edenului. Și vreau să vă întreb ceva, de ce nu s-au putut ei întoarce înapoi în Eden? Cine îmi spune? De ce nu s-au putut întoarce înapoi în grădina aceea? Toată lumea știe. Și păi ce era la poartă? Sigur că da. Erau heruvimii cu sabia învăpăiată. Și nu se poate. Dumnezeu a pus acolo numai pentru a-i păzi pe ei de a intra în slava unui Dumnezeu care pentru ei ar fi fost un foc mistuitor. Lucrurile însă nu se încheie aici. Când el a strigat pe cruce, s-a sfârșit, ceva s-a sfâșiat de sus până jos și s-a deschis calea către Sfânta Sfintelor. Cine îmi spune ce era pe acea perdea? Ce erau desenați acolo pe acea perdea? Heruvimii, bine zis. Sigur că da. Și de unde nu s-a putut trece înapoi de către om prin sine însuși, s-a putut trece printre heruvimii în Hristos Iisus. De aceea s-a sfârșit perdeaua și a deschis calea. Și astăzi noi stăm în fața unei căi deschise. Avem o intrare liberă la tronul lui Dumnezeu prin trupul lui, prin perdeaua aceasta care reprezenta trupul lui. Sfârșirea aceea a reprezentat trupul lui. Așadar, iubiții mei, astăzi o să învățăm câteva lucruri însemnate cu privire la întruparea Mântuitorului nostru. Numărul 1. Nu este vorba de sămânța unei femei dintre femei, ci este vorba de sămânța femeii. Aceasta înseamnă articulat, hotărât, unic, absolut unic. Nu este sămânța unei femei. Ce este sămânța femeii, voi care ați luat 10 la gramatică, știți despre ce e vorba, da? Bun, ne pare foarte bine. Sămânța femeii. Dar acum ia să ne uităm noi la câteva elemente care sunt de obicei uitate în zilele acestea, dar care sunt cele mai însemnate. Știți cum suntem noi oamenii? Noi ne agățăm de câte ceva. Zilele acestea am luat tot felul de critici, de proșii în cap, de ouă clocite au zvârlit pe mine, pe internet.
M-au îmbrăcat în Moș Crăciun, m-au arătat acolo, m-au făcut tot felul de... Mulțumesc de haine, n-am dat niciun ban pe ele gratis, e ok, nu-i nicio problemă. Știți de ce? Datorită faptului că oamenii aceștia se ocupă de ambalaj, nu de conținut. Punctul cel mai important al acestei sărbători nu e data. Nu, băi, nu-i corect 25 decembrie, e corect 1 aprilie. Păi vezi că e de 1 aprilie, da. Vezi că e cu tare, e cu tare. Punctul cel mai important nu este acesta. Punctul cel mai important este cine a venit. Nici unde, nici când, nici... Nu e treaba voastră, vremile nu e treaba voastră. E treaba lui Dumnezeu, El știe, de aceea le-a acoperit, pe unele le-a descoperit, pe altele ceea este descoperite pentru noi, ce nu e descoperit nu e al nostru, nu ne trebuie, dar punctul cel mai important este cine a venit. Cine este El cel care a venit? Asta e întrebarea cea mare. Aș vrea să mergem împreună în cartea Apocalipsei, în capitolul 12, și de aici o să observăm versetele 1 și 2, și aș vrea să vă întreb pe voi acum despre ce citim aici și anume aceste două elemente de importanță capitală care sunt pierdute din vedere cu ocazia sărbătorii întrupării Mântuitorului nostru. Priviți acolo. Și spuneți-mi, care este primul element care nu este aproape deloc menționat la sărbătoarea aceasta, pretutindeni? Și noi avem harul astăzi să-l observăm, ochii ne sunt deschiși. De altfel, când Mântuitorul a promis Duhul Sfânt, a spus că El ne va călăuzi în tot adevărul. Deci trebuie să mergem spre lucrul acesta toată viața noastră. Ia priviți în text și spuneți-mi care este un element despre care nu se aude. Femeia era acum învăluită în soare. Opa! Nu sămânța unei femei, ci sămânța femeii cele învăluită în soare. Cine e soarele? El este soarele neprihănirii. Nu elementul om este central. Adică dacă ar fi o ființă învăluită în soare, cine ar ști cine mai este aceea ființă datorită strălucirii soarelui? Ea este învăluită în soare și vă rog să citiți mai departe. Cu o cunună de 12, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Temelia credinței noastre a luna sub picioare prorocii și cununa de 12 stele pe cap apostolii, al căror nume este la temelia credinței. Acestea toate sunt acolo. Și acum versetul 2. Și acum să vedem versetul 2. Ia această femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu o cunună de 12 stele pe cap, ea era însărcinată, țipea în durerile nașterii și avea un mare chin să nască. Aceasta este cea despre care vorbea în Genesa, capitolul 3, versetul 15. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Aceasta a fost primul imn, aceasta a fost prima cântare, aceasta a fost prima sărbătorire și este cea prezentă cu noi în viața și ființa noastră. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, este Evanghelia, eu o numesc proto-evanghelie, dar aceasta este Evanghelia veșnică. Din totdeauna acesta a fost adevărul lui Dumnezeu. Pentru că inclusiv la această sărbătoare, dacă ne uităm la această sărbătoare din Geneza 3 cu 15, de la originea originilor, dacă ne uităm acolo, observăm că lumina trece mult dincolo de ea, pentru că Biblia spune că planul acesta a fost făcut în veșnicie. Nu are dată, nu are timp. Iubiții mei, sunt câteva lucruri extrem de însemnate aici. Sămânța femeii înseamnă Hristos, așa spune Sfânta Scriptură, nu semințele lui Abraham, sămânța femeii e una. Da, bun, este Hristos. Ai cumva și despre sămânța aceasta, spune, ea va zdrobi capul șarpelui. E cumva în viața ta vreun cap al șarpelui? Nu știu dacă ați văzut în biologie, tăie capul șarpelui și dacă nu ești atent și ai călcat pe el, numai capul te înțeapă și te otrăvește. Și e tăiat, dar e acolo.
Omul a încercat în trecerea istoriei să zdrobească el capul șarpelui, nu merge. Nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla niciodată prin niciun fel de metodă omenească. Singurul mijloc prin care șarpele din viața ta, din caracterul tău, poate ai un șarpe în caracterul tău, Domnul te cunoaște, poate ai un șarpe în sufletul tău, poate ai un șarpe în mediul tău, sau. Singura izbăvire este sămânța femeii care este Hristos. Numai El va zdrobi capul șarpelui din sufletul tău. Și dacă ai luptat împotriva acestui șarpe până acum și n-ai biruit până acum, este pentru că niciodată n-ai chemat încă sămânța femeii să zdrobească, ci ai încercat tu să faci lucrul ăsta și nu se poate. Nu se poate așa ceva. De obicei, despre cele mai importante lucruri ne dăm seama mai la sfârșit. Iacov nu s-ar mai fi luptat toată noaptea cu cine s-a luptat el acolo. Nu s-ar mai fi luptat toată noaptea dacă ar fi întrebat seara ceea ce a întrebat dimineața. După ce s-a luptat toată noaptea, a pus o întrebare dimineața. O, apropo, a zis el, cu cine mă lupt, frate? Cine ești? A întrebat dimineața. Dacă ar fi întrebat de seara, nu numai că nu s-ar fi luptat toată noaptea, ci s-ar fi închinat de seara și ar fi fost binecuvântat. Și noi uneori descoperim la sfârșit ce ar fi trebuit să știm de la început. Răspunsul pentru problema vieții tale, pentru urma șarpelui în viață, pentru prezența lui, răspunsul este sămânța femeii, adică Hristos. Suntem într-o lume care se confruntă cu probleme din ce în ce mai grele și mai greu rezolvabile, extrem de amenințătoare. Omenirea se clatină pe marginea prăpastiei și ne amenință în fiecare zi în ziare că mâine nu se știe dacă lumea noastră mai arată așa. Așa ni se spune. Dar luptă alții, chiar am fost de curând între oameni care luptă cu sufletul din ei să oprească răul din lume, să Dumnezeu să binecuvânte eforturile lor. Soluția însă nu se găsește pe acest pământ. Niciun fel de organizație, niciun fel de țară, de putere, de coaliție pe pământ nu va rezolva problema răului, doar sămânța femeii care este Hristos. El va zdrobi capul șarpelui. Atât. Atât în viața personală, cât și în cea de familie și în cea de biserică. Așa că dacă te confrunți cu o astfel de, indiferent cu ce fel de problemă, știi ce ai de făcut. Cheamă în viața ta pe acela care a numit sămânța femeii, pe Hristos, și spune, zdrobește tu capul șarpelui din viața mea. Și El va face lucrul acesta pentru tine. Iubiții mei, două lucruri pe care aș vrea să le așez înaintea atenției voastre și Bunul Dumnezeu să ne ajute să le putem purta până la sfârșit. Și vouă vi s-a spus ce ni s-a spus nouă și tuturor creștinilor de 2000 de ani, și anume că Israel a eșuat în misiunea lui. Și vouă vi s-a spus treaba asta? Probabil că da. Astăzi însă aș vrea să spun că nu tot ce se numește Israel este Israel. Aș vrea să spun că nu tot ce se numește Israel n-a primit pe cel ce a venit. Nu. El a venit la ai săi, unii nu l-au primit, dar alții l-au primit. Acesta este Israel. Chiar dacă au fost, să zicem, două persoane. A mai fost o situație în care au fost doar două persoane, Iosua și Caleb a mai fost. Iar aici, Simeon și Ana, ei reprezintă Israel și ei spun bun venit întrupării Mântuitorului. Ei spun aceste cuvinte, și vreau să luăm bine seama la ele, care au o însemnătate foarte adâncă. Ia, acum, fratele Artur a lăsat un pic ceasul, a zis că l-a așezat acolo, dar oricât am stat, nu reușim să mergem prea departe, de aceea l-ați deschis lucrul acesta înaintea ochilor voștri. Iubiții mei, acolo, la venirea Mântuitorului nostru, Simeon și Ana au reprezentat poporul lui Dumnezeu care a fost însărcinat cu această lucrare, cu venirea lui Mesia pe pământ. Aceasta a fost misiunea lui Israel. Și Israel a îndeplinit sau nu misiunea?
Da sau nu? Da, ziceți din tot sufletul. Știți ce? Acum o săptămână, deci. Am avut un cor de copii, au cântat aici. Evelina, 2 ani jumate sau 3 ani are și cânta, măi, frate, cu o voce, ea era cea mai tare voce din toată lumea și cu o bucurie nemaipomenită. Și la un moment dat observă că un băiat lângă ea nu prea era bucuros și s-a uitat odată la el, mă, tu nu te bucuri. Era, el se părea că el nu știe despre ce e vorba acolo, nu înțelege. Iubiții mei, în momentul în care Simeon a spus, slobozește, Doamne, pe robul tău, în clipa aceea s-au rostit cuvintele mission accomplished. S-a îndeplinit misiunea. Aceasta a fost misiunea. Pentru această venire și întruparea lui Iisus au trebuit să treacă mii de ani de pregătire. Și când El a spus cuvintele, acum slobozește, Doamne, pe robul tău, s-a referit la întregul popor al lui Dumnezeu din această misiune. Era îndeplinită, am văzut cu ochii împlinirea misiunii acestei. Aceasta a fost misiunea. Și pe o altă pagină vreau să vă spun vouă, toată suferința pe care ați văzut-o în istoria acestui popor Israel, toată suferința pe care ați văzut-o, toată vărsarea de sânge, toate lagările de concentrare, tot ce nu s-a putut imagina vreodată în dreptul vreunui popor sub ceruri, totul este legat de această misiune a lor care a fost îndeplinită. Israel nu s-a prea, n-a știut să se bucure de împlinirea aceasta, dar Simeon s-a bucurat în Duhul Sfânt, plin, plinătatea bucuriei a fost gata. El a văzut cu ochii despre ce este vorba. Israel nu s-a prea bucurat de așa ceva, așa cum nu s-a bucurat nici Columb, că el n-a știut că a descoperit America. Umbla pe aici, dar și-o fi asta, nu știu, s-a dus acasă înapoi, bine că am scăpat și gata. Istoria a spus ce a făcut el după aceea și alții de asemenea alături de el. Israel n-a înțeles magnitudinea acestei însărcinări pe care Dumnezeu le-a dat-o. Iubiții mei, când Iacov a vorbit în binecuvântarea lui, el a vorbit despre această misiune. Uite misiunea ta pe pământ, i-a spus el. Toiagul de cârmuire nu va pleca de aici până va veni Shilo, adică întruparea lui Iisus, de care vor asculta popoarele, bine ați zis. Nu era vorba de o lucrare acolo într-un colț de sat, într-un staul, era vorba de o lucrare care se întindea până la marginile pământului, de care va asculta popoarele. Acum poate că reușim să înțelegem puțin din magnitudinea acestei însărcinări pe care Dumnezeu a dat-o poporului sfânt. Tot ce s-a întâmplat la templu, toată istoria lor, toți profeții, tot ce a fost acolo, a spus Iisus, toate aceste lucruri vorbeau despre momentul acesta. Toate s-au împlinit acolo. Al doilea lucru pe care aș dori să-l las înaintea sufletelor noastre astăzi este ideea că ei aveau niște speranțe false, chipurile. Păi ce speranță falsă a fost aceea când Biblia spunea în vremea aceasta muntele casei Domnului va fi înălțat ca cel mai înalt munte, toate poporile vor veni aici. Ce este fals în asta? Nimic! Ei aveau această speranță. Ceea ce n-au înțeles ei a fost că toate aceste speranțe se împlineau în El. Și toate celelalte, nu le numiți speranțe false, pentru că ele erau întemeiate pe Scripturi. Dar ele nu urma să împlinească cu mine sau cu tine, ci urmau să se împlinească în Hristos. Dar nu fără noi, ci prin noi. Aceasta a fost calea lui Dumnezeu. Același lucru face El astăzi cu noi. După cum misiunea lui Israel a fost întruparea lui Mesia, tot la fel misiunea Bisericii Creștine este purtarea numelui lui Iisus în lume. Până unde? Până la marginile pământului, până la orice făptură, până când pământul va fi acoperit de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Acolo, către acolo mergem. Trenul în care suntem noi sau călătoria aceasta în care suntem duce acolo. Aceasta este destinația și tu și cu mine, prin fiecare cuvințel, prin fiecare lucru care facem, noi suntem în această lucrare a lui Dumnezeu. Și
nu știu dacă cineva ar fi avut putere să creadă că în acel copil s-a întrupat însuși Dumnezeu. Și nu știu dacă cineva care n-a avut putere să creadă lucrul acesta poate să creadă astăzi că într-o zi planeta aceasta va fi acoperită de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acopăr. Nu știu dacă va fi, dacă avem puterea de a crede așa ceva. În ce mă privește, aș zice o singură vreo, Doamne, Tu știi treaba asta. Eu zic că așa este, dar nu mă duce mintea, nu pot să înțeleg. Mi-a dus ea minte, dar nu te duce mintea. Văd pe toți aici că discută de frig, de ger, de iarnă, de una, de alta. Avem un băiat la biserică acolo care a locuit 8 ani în Alaska. Și când ne-a auzit ieri vorbind de ger de astea, s-a uitat la noi, nu aveți minte. Așa este, zic. Nu aveți minte. Dacă ați vedea ce înseamnă ger. Voi nu știți. Iubiții mei, și noi vorbim despre niște lucruri la fel. Vorbim despre cuvântul profetic al lui Dumnezeu de neimaginat. Dar suntem parte din el, vreau să spun. Nu știu cât poate înțelege un copil când îi se face ziua de naștere sau ce înțelege el din felul cum e privit în familie. Nici noi nu cred că înțelegem mai mult din planul acesta al lui Dumnezeu în care suntem, dar suntem în acest plan al lui Dumnezeu. Și trebuie să nu uităm că micuța noastră lumină, în colțișorul vieții noastre, contează enorm pentru împlinirea acestui plan al lui Dumnezeu, în dreptul ființei noastre. Acum aș vrea să mergem împreună în Efeseni 2:10, ia să vedem noi cel mai frumos cuvânt, mă gândesc eu așa, printre altele pe care l-am întâlnit vreodată. Ia spuneți-mi ce suntem noi, deci? Cine spune? Scrie acolo. Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Uitați-vă la cuvântul acesta, lucrarea. Acum eu o să vă spun ceva și după aceea vă întreb pe voi ce înseamnă. Textul acesta, tradus în românește și în engleză și în toate limbile lumii, provine dintr-un text grec, din limba greacă. Aceasta a fost limba originală în care s-a scris. Și am această bucurie și mă duc întotdeauna la izvoare să văd de unde vine vorba asta, că mi se pare un cuvânt. Și mergând pe izvorul acesta, găsesc într-o carte a lui Jonathan Cahn faptul că acest cuvânt, voi sunteți lucrarea lui, vine din cuvântul grecesc poema. Voi sunteți poema lui. Știți voi hematopoeză și altele din medicină, adică cum se nasc globule roșii și așa mai departe. Poeză înseamnă nașterea aceasta. Și voi sunteți poema lui Dumnezeu. Tu și cu mine. Noi suntem un poem al lui Dumnezeu trimis în lumea aceasta. Fiecare dintre noi. Ce fel de poem este viața ta pentru familia ta? Ce fel de poem este viața ta pentru lumea în care trăim, pentru biserica în care venim? Ce fel de poem? Ce scrie în poemul acesta? Binecuvântarea aceasta a lui Dumnezeu nu poate veni în viața și ființa noastră decât atunci când se naște în sufletul nostru cel despre a cărui venire cântăm noi astăzi. Și am cântat aici. Misiunea aceasta a venirii Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ este însoțită de două cuvinte extrem de tari. Vreau să le rostesc pe amândouă. Binecuvântat să fie cine te va binecuvânta și blestemat cine te va blestema. Această expresie se reduce la două lucruri. Unul este primirea în viața și ființa noastră și al doilea este neprimirea. Când spune acolo binecuvântat și blestemat, Dumnezeu nu scrie ce va face. Uite, asta îți fac dacă... Nu. Scrie ce se va întâmpla.
scrie care va fi urmarea alegerii tale și a mea în privința aceasta. Și nu există cântare mai frumoasă sau poem mai frumos, nu există faptă mai frumoasă în viața noastră, alta decât primirea în ființa noastră a Domnului nostru Iisus Hristos. În adevăr, El s-a întrupat acolo. Dar marea întrebare rămâne, s-a întrupat și în viața mea? S-a întrupat și în viața ta? Poate cunoaște cineva pe Domnul Iisus Hristos citind epistola vieții mele? Fiindcă voi sunteți o epistolă, voi sunteți un poem. Poate cineva, fără să știe numele lui Iisus, nu e nevoie să știe numele lui Iisus în vreo națiune din lumea aceasta, nu. Viața lui Iisus. Poate el citi în această epistolă a vieții mele despre el. Pot copiii mei să citească despre el. Știți ce i-a spus ăsta micul de la Loma Linda, mamei lui, când îi citea la culcare seara? A ascultat povestea despre Iisus, copilul 3 ani avea. A ascultat povestea despre Iisus. Însă în loc să asculte povestea, el se uita la chipul povestitorului, adică la mama sa, și vroia să vadă chipul acesta în contextul povestirii despre Iisus, cum arată așa ceva. Și atunci acest copil a rostit această cea mai tulburătoare întrebare. Mamă, este Iisus spre care îmi citești tu mie tot atât de bun ca tine? Păi noi am zice, da, întrebarea trebuia invers. Ești tu atât de bună ca Iisus? Nu, copilul nu întreabă asta. El ceea ce vede în tine se întreabă dacă e adevărat și cu privire la Dumnezeu. El cunoaște pe Dumnezeu prin tine și prin mine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.